Bună ziua, domnule Marian Petrache, bine ați revenit la noi în studioul PS News. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mărturisesc că creionasem așa o agenda interviului de azi, însă iată, evenimentele din ultima vreme ne-au dus un pic către altă zonă și mi-amintesc de o vorbă din de acum vreo 6 ani, de la o campanie prezidențială, când ne-am culcat cu Gioană și ne-am trezit cu Băsescu. Și am spus lucrul ăsta pentru că mă gândesc ce s-a întâmplat în PNL recent, nu? Toată lumea l-a așteptat pe Cristian Bușoi ca și candidat la capitală și iată că astăzi vorbim de un alt candidat scos așa ca iepurașul din Joben. Surpriză, punctul nostru de vedere care este? Cum ar trebui să interpreteze în primul rând electoratul această schimbare? În primul rând, vreau să vă spun că indiferent care ar fi fost candidatul Partidului Național Liberal la Primăria Generală a Capitalei, ar fi avut aceeași susținere din partea mea și a filialei pe care o conduc, pentru că așa este firesc, așa este normal. E o decizie care a fost luată de conducerea partidului pentru a mări șansele candidatului nostru. A fost o analiză. Mai multe comentarii n-aș face. Bun, însă bănuiesc că și dumneavoastră, ca și membri din conducerea partidului, ați avut acces la sondajul, ultimul sondaj de opinie, care a stat în spatele acestei decizii până la urmă. Poate vă întreb chestiuni de bucătărie internă, însă mă interesează să știu dacă într-adevăr din acele cifre pe care bănuiesc că le-ați văzut și dumneavoastră, Ludovic Orban stă chiar atât de bine, adică are șanse reale să câștige București. N-aș fi corect față de niciunul dintre colegii mei, nici față de Cristi Bușoi, care a muncit foarte mult în perioada aceasta, nici față de Ludovic Orban, care are de muncit și mai mult în următoarea perioadă să dau din casă. E o decizie asumată de partid. Acum, noi toți suntem în spatele acestei decizii și trebuie să ajutăm candidatul nostru să câștige. Fac aici o remarcă, că am auzit un comentariu. Toți membrii de partid facem tot ce este posibil ca toți candidații noștri să câștige, indiferent pe unde sunt ei. Răspunderea la Ilfov este numai a președintelui de la Ilfov și a echipei sale. Cum răspunderea de la Galați a președintelui de la Galați a echipei sale. Deci răspunderea nu e așa generală. Vă legați să înțeleg de declarația Alinei Gorghiu de ieri, care spunea că până la urmă responsabilitatea la București ar trebui împărțită către tot partidul? Nu, vreau să spun doar că într-adevăr noi suntem firește, nu obligați. Avem datoria să ne sprijinim candidații noștri indiferent unde sunt. Dar într-un partid responsabil, responsabilitățile asumate de cei care au decis. Am înțeles. Bun, haideți să rămânem totuși în zona aceasta a Bucureștiului și a problemelor care apar în București. Dumneavoastră sunteți aproape bucureștean, dat fiind că Ilfov e parte din București, cum îl consideră mulți. Credeți că planul sau proiectul cu care ar trebui să vină candidatul de dreapta în cazul dumneavoastră ar trebui să implice și niște chestiuni concrete de structură, de sistematizarea traficului, de, eu știu, lucruri mult mai palpabile, sau mai merge cu candidatul de tip, să spunem, Sorin Oprescu, care promitea bucureștenilor autostradă suspendată, cel mai lung cârnat, cel mai mulți Moș Crăciuni și povești de genul ăsta? Ce vă spun nu este o poveste. Încă de la începutul mandatului meu am avut discuții cu domnul Oprescu și i-am spus că acesta real, Ilfov și București, nu poate să mai fie tratat separat. Bucureștiul București și Ilfovul Ilfov. Acesta real trebuie tratat împreună. 80.000 de ilfoveni în fiecare dimineață vin la muncă în București și foarte mulți bucureșteni vin la muncă în Ilfov sau se distrează în Ilfov. Deci acesta real trebuie privit împreună. Astăzi când vorbim, avem un plan de mobilitate urbană durabilă, făcut la comanda Ministerului Dezvoltării pentru cele 8 centre de dezvoltare naționale, Iași, Timișoara, Cluj, București, Ilfov, care sunt, cel puțin planul ăsta este la nivelul regiunii București-Ilfov, este în dezbatere publică, urmând să fie, intre în aprobarea celor două consilii, Consiliul Județean Ilfov și Consiliul General al Municipiului București. Și cred că trebuie repede pus în aplicare ca să rezolve problema de trafic și de viață în București. Ne face viața mai frumoasă acest plan, dacă îl punem în aplicare.
Plus că putem să luăm banii europeni. Interesant viziunea aceasta de unire a Bucureștiului cu Ilfovul. Noi în București n-am reușit nici măcar crearea a autorității metropolitane, în sensul metrou și RATB-ul să le punem împreună. Dar mi-te-a le pune aceste două entități în comun cu... Credeți-mă că dacă planul acesta nu e luat în serios, în 2 ani de zile nu o să ne mai putem mișca în București. V-am spus că domnul Ludovic Orban are tot sprijinul meu. Sunt convins că el deja are liniile principale ale programului său de guvernare locală. Dacă mă cheamă la discuții și sunt convins că mă cheamă, o să spun și părerea. Și mă gândesc numai la bugete și la orgolele care s-au creat prin înființarea acestei structuri comune București-Ilfov, numai la nivel de transport. Cine ar trebui să coordoneze, cine să facă licitațiile, cine să împartă bugetul? Eu vă dau un exemplu de bună practică. La nivelul Bucureștiului și Ilfovului am făcut Agenția de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, ADIB, cum îi spunem noi, și la ora actuală, cred că cea mai puternică structură ISU din țară este la nivelul Bucureștiului și Ilfovului, pentru că pe această structură am luat echipamente cu banii europeni de 30 de milioane de euro. Mașini de pompieri, salvări, corturi sanitare pentru situații de urgență. Deci Ilfovul, acum când vorbesc, nu mai are nicio mașină veche. Toate mașinile din dotare sunt noi. E o dovadă de bună practică. Așa putem să facem cu oricare alt obiectiv care are interes pentru cele două entități. Eu cred că crearea în sine a entității mari de care vorbiți ar fi avantajată și de faptul că un partid sau altul ar putea avea ambele zone sub control, ceea ce înseamnă că pentru PNL, din punctul nostru de vedere, ar însemna să câștigați și primăria capitalei, să câștigați și Ilfov încă o dată. Apropo de Ilfov, cum stați acolo? Aveți o nucă tare totuși acolo în zonă, soțul probabil viitorului candidat al PSD la primăria capitalei în zonă. Eu aștept cu încredere alegerile locale, sunt convins că Partidul Național Liberal va câștiga alegerile la Ilfov. Îmi doresc din tot sufletul să câștige Ludovic la București, ca să putem să facem o treabă bună în această regiune. Am înțeles. Haideți să ne mutăm un pic și pe guvern, că cu administrația locală am înțeles. Deocamdată lucrurile sunt clare, așteptăm și candidații PSD-ului. Și în plină desfășurare. Și în plină desfășurare. Dar guvernul e deja în funcție. Cum ați, să spunem așa, să facem o radiografie a acestor luni de miere pentru guvernul tehnocraților? Cum l-ați caracteriza? Mulți spun că au apărut greșeli capitale la anumite ministere, se vorbește și de o posibilă moțiune, poate chiar de o remaniere. Dumneavoastră, cum ați face o radiografie a guvernului până astăzi? Cred că trăim un paradox. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm pe guvern. Mie mi se pare că acest, când spun mi se pare, vreau să ne aducem aminte de modul în care a apărut acest guvern. Mi se pare că acest guvern a apărut nu ca o emanație a unor alegeri. El a apărut după niște evenimente ca o necesitate. Clasa politică era poate în punctul ei cel mai de jos și atunci era nevoie de un guvern tehnocrat astfel încât pe o perioadă foarte scurtă de timp clasa politică să recâștige încrederea electoratului român. Ce să facă un guvern un an de zile în afară de a administra țara pe această perioadă și de a pregăti niște alegeri care să fie cât mai corecte? Cred că atenția trebuie să fie mutată pe partide și pe dorința lor de a se reforma, de a recăpăta încrederea electoratului. Am niște date. În toamna 2015 sau vara 2015, 75% dintre români ar fi votat un candidat al unui partid politic. În ianuarie-februarie anul acesta, doar 57% ar mai vota un candidat al unui partid politic. Mie asta îmi spune că, din păcate, încrederea în clasa politică, în partidele politice, e în continuă scădere. Deci se pare că n-am făcut noi, partidele politice, ceea ce trebuia în această perioadă încât să recăpătăm încrederea electoratului. Motiv pentru care
de la un guvern care știm exact că are un timp limitat, că peste un an de zile pleacă, nu trebuie să avem așteptările ca de la un guvern produs în urma unor alegeri, care a venit cu un program de guvernare, care și l-a asumat, care are un timp suficient de mult să-l pună în aplicare, 4 ani de zile. E o întrecere așa în a blama acest guvern. Unii o fac pentru că le e teamă ca nu cumva acest guvern, care este sub președintele Klaus Iohannis, să nu se spună că a făcut treabă bună președintele. Alții îl blamează pentru că le e teamă ca să apară oameni politici din guvern, să intre în politică, să nu le încurce jocurile. Da, vedeți dumneavoastră, ați spus că încrederea scade din zona politicului și se transferă, de obicei se transferă în altceva, că oamenii nu pot să nu mai creadă în nimic. Asta înseamnă că totuși fie guvernul tehnocrat, fie președintele coagulează ceea ce partidele politice pierd în esență, ce spuneați dumneavoastră, de la 75 la 50. Cine câștigă oare? Înseamnă că tehnocrații câștigă încrederea poporului? Din păcate, din punctul meu de vedere, n-ajută democrația ceea ce se întâmplă acum. Democrația se bazează pe partide politice și pe existența unui parlament ales de către cetățeni. Neîncrederea în clasa politică aduce mari prejudicii democrației românești, dar nu-ți dă vină românii. Suntem de vină noi că nu reușim să câștigăm încrederea lor. Bun, acum revenind totuși punctual pe guvern și pe anumiți miniștri. Un moment. Vă rog. Eu mi-aduc aminte, imediat după formarea acestui guvern, care au fost, vă spun eu, au fost întâlniri între lideri de partide și ne propunem atunci să facem lucruri care se pot face mult mai ușor cu un guvern tehnocrat decât cu un guvern politic, pentru că ești mai detașat. De exemplu, în perioada aceasta, eu sunt convins că partidele politice ar putea să pună la punct foarte ușor acel proiect pentru România de care vorbește toată lumea, dar nimeni nu-l face. Cred că mai ușor se poate face acum când nu există orgolile politice, că unul e la guvernare și unul în opoziție, decât atunci când ar fi un guvern politic. Hai să-l facem pe asta. Sunt și alte lucruri pe care putem să le facem mult mai ușor acum, în perioada unui guvern tehnocrat. E bizar pentru că, în general, în opoziție se crește. Asta a fost regula în politica românească din 90 până astăzi. În opoziție, acum toți ne declarăm în opoziție. Acum sunteți toți în opoziție și trebuie să veniți cu niște cifre care ne spun exact pe dos că scădeți. Le întrecem în a critica guvernul. E o abordare greșită. Să știți că și asta cu criticatul guvernului, mi se pare că până acum n-a fost o critică din aceasta permanentă. Au mai fost voci și poate mai repede Călin Popescu-Tăriceanu cu ALDE a fost primul opozant real în primă fază, să spunem așa. Deci presa și cetățenii au acest drept. Noi ar trebui să ne preocupe, ce vă spuneam mai devreme, recâștigarea încrederii cetățenilor, și nu cred că dând cu pietre într-un guvern în care, încă o dată vă spun, pleacă el singur, nu trebuie să-l dăm noi la o parte. După un an de zile pleacă. Nu cred că dacă dăm cu pietre în guvern ne recâștigăm încrederea electoratului. Nu cred. Înțeleg. Cum comentați poziția, unii au spus bizară, alții au spus total greșită, unii au spus poate firească, a președintelui față de scandalul ANAF, trustul intact? Credeți că era normală o ieșire, fie pozitivă, fie negativă, a instituției prezidențiale față de acest act, până la urmă administrativ? Poate că este exemplu cel mai bun a modului în care n-ar trebui să facem un lucru. Așa zisul scandal antene ANAF a început cam în același timp cu criza din sănătate, cu situația copiilor. Mă pregăteam să vă întreb mai puțin asta. Am făcut dezbatere pe un subiect de o sensibilitate extraordinar de mare decât pe subiectul acestui scandal dintre ANAF și antene, un subiect care, în definitiv, acolo nu facem decât să respectăm legea și să vedem cum putem proteja, nu antena 3 sau antenele, un trust media, pentru că la fel cum democrația nu poate să existe fără partide politice, la fel democrația nu poate să existe fără o presă liberă. Da, e adevărat, corect. Din punctul meu de vedere,
cuvintele președintelui au fost interpretate. Discutam mai devreme cu colegii dumneavoastră, președintele tot anunță mereu că instituția prezidențială este o platformă unde pot avea loc dezbate, în urma cărora se poate ajunge la un consens național pe teme care chiar ne interesează. Dumnealui fiind acel arbitru echidistant de care are nevoie Federația Românească. Și a dovedit-o. Noi înțelegem, am văzut fel de fel de interpretări la această încercarea președintelui de a crea un front comun pentru anumite teme naționale. Nu vrea să impună nimic. Vrea să spună doar că sunt teme naționale la care trebuie să ne gândim bine, să ajungem la un consens, pentru că dacă nu ajungem la consens, nu pot fi realizate. Nu cred că într-un mandat se poate rezolva problema educației. Nu cred că într-un mandat se poate rezolva o altă temă mare a noastră, sănătate. Nu cred că se poate rezolva într-un mandat o altă temă foarte mare, cea a pensiilor, cea a sistemului de pensii. La fel, președintele acolo a spus, nu cred că a spus președintele că să nu fie respectată legea, că am văzut că au fost interpretări diferite. N-a scos un cuvânt despre lucrul acesta. A fost nevoie pe urmă să intervină și să spună ce a vrut să spună. Să completeze ce a vrut să spună. Dar, din păcate, din acest meci, din punctul meu de vedere, a avut de suferit numai PNL-ul și președintele. Toți ceilalți au câștigat. Și PSD-ul a câștigat în plan politic, dar și Traian Băsescu, care a găsit un mod de și a găsit momentul să iasă în evidență. Ați vorbit un pic mai devreme de prioritățile guvernului și prioritățile liberalilor. Ați atins tema sănătății. Ați anticipat un pic și întrebarea, vroiam să vorbim un pic și de cazul cu bebelușii. Vreau să vorbim un pic și de legea prevenției. Mulți au zis legea Alina Gorghiu, dar de fapt este o lege a liberalilor. Haideți să le luăm pe rând. Cum credeți că totuși s-a gestionat până în momentul de față acest caz, până la urmă, și emoțional cu bebelușii și cu această intoxicație bizară? Pe fond, problema pe fond este una tragică și ați văzut că nici acum nu s-a descoperit adevărul. Asta e tragedia. Și nu cred că asta ține de un guvern. Nu avem ce ne trebuie sau nu avem capacitatea să descoperim. Da, am dat jos un guvern tot pe un caz punctual. Da? Colectivul a dat jos acolo un guvern. Acolo știam, mă scuzați, diferența că de la cer la pământ. În cazul ăla știam că nepăsarea și neglijența factorului administrativ a făcut și politic, a făcut posibil o asemenea tragedie. Aici nu avem această informație. Aici știm că e un virus pe care nu-l detectăm sau eu știu ce altceva care a condus la această tragedie. Trebuie să fac tot felul de încercări. Ba cu portocale, ba cu curățenie din spitale. Deci nu știm care este adevărul. Deci nu e o problemă că n-a inventat Ministerul de Finanțe, Ministerul Sănătății acest guvern în 2 luni de zile. E o problemă. În cel mai fericit caz poate să fie o problemă de fond, una veche. În plan imagologic, da, a fost gestionată prost. Pentru o emoție așa de mare, pentru o tragedie așa de mare, categorii trebuia să fie gestionată altfel. Da, pentru că foarte multă lume a contestat ministrul de resort, nu neapărat. Sigur, nu a fost vina ministerului sau domniei sale, dar modul în care s-a transmis, modul de reacție, modul în care s-a cerut ajutor Europei sau specialiștilor din afară, toate aceste lucruri s-au transformat. Sunt tare curios că au venit specialiști, să vedem ce ne spun specialiștii, să dea Dumnezeu să găsească cauza, pentru că găsind cauza putem să determinăm, să găsim și antidotul ca să rezolvăm această mare problemă. Am înțeles. Cealaltă temă tot legată de sănătate și anume legea prevenției, o lege contestată de opozanții dumneavoastră care spun, domne, oricum se creează un sac fără fund în sănătate, bugetele astea sunt, banii intră acolo nenumărați, de ce să ne canalizăm pe legea prevenției și să nu ne canalizăm pe investiții concrete, reale în structura asta, în sistemul de sănătate? Mi-asum. Ipocrizia este maximă la cei de la PSD într-un domeniu așa de sensibil ca acesta. Pun o întrebare retorică, dacă vreți. Avem nevoie de prevenție? Unii ar spune că da.
Păi eu cred că avem obligatoriu nevoie de prevenție. Eu cred că dacă știm sau dacă descoperim eventualele boli din timp, putem, în primul rând, să ajutăm pe oameni și, la al doilea rând, cheltuim mai puțin pentru însănătoșirea oamenilor. Cu alte cuvinte, putem să aducem sănătate mai multor oameni. Poate că legea are unele probleme la sancțiuni, asta vreau să dar pe fond, încă o dată, hai să ne uităm la... să nu vedem mărunțișul, să vedem... Da, poate a fost și o problemă de comunicare, totuși, în modul în care s-a transmis poporul. Adică omul s-a văzut peste noapte amenințat că va fi amendat sau va fi lăsat... Sunt două lucruri total separate, de aia am spus. Întrebare retorică. Avem nevoie de prevenție? Da. Aduceți-vă aminte de programul președintului Klaus Iohannis. Dumnealui a introdus o temă nouă care mi-a plăcut foarte mult în sănătate. Educație. Educația sanitară. Eu cred și acum că pașii trebuie să făcuți invers. Deci, haideți să facem educație sanitară. După ce facem educație sanitară, putem să vorbim de prevenție, pentru că oamenii vor înțelege exact care este treaba cu prevenția. Eu vreau ca omul să meargă la doctor să facă de două ori analize pe an, sau măcar o dată analize pe an, nu pentru că îl obligă legea, ci pentru că e el conștient că e vorba de sănătatea lui și pentru că e el conștient că în felul acesta sistemul de sănătate poate să facă bine mai mulți oameni. Pentru că cheltuielile, faceți comparația între cheltuielile pentru un om care descoperă în prima fază o boală incurabilă cu cheltuielile care le faci cu un om care a ajuns în faza finală a unei boli incurabile și care nu are rezultat decât să îi alineze durerea, niciun caz să mai facă bine. Da. Haideți să ne mai mutăm un pic la Cotroceni. Avem două alegeri, două momente electorale în 2016 și ne-am obișnuit de pe vremea fostului președinte ca acela, chiar dacă președintele nu face politică, să fie o locomotivă pentru partidul care l-a propulsat acolo. Noastră îl simțiți pe Klaus Iohannis ca o potențială locomotivă pentru PNL, fie la alegeri locale, fie la alegerile parlamentare? Dar în spațiu public s-a mințit așa de mult, încât acum când un om spune adevărul, nu mai crede nimeni. Klaus Iohannis niciodată nu s-a despărțit de Partidul Național Liberal, în nicio declarație. În același timp, Klaus Iohannis a spus că el își va respecta mandatul de președinte. Adică va avea un mandat constituțional. Mie mi se pare că lucrul ăsta rezolvă problema. Pe de o parte, nu e om care să nu știe că el e atașat față de valorile liberale și de Partidul Național Liberal, dar în același timp și Partidul Național Liberal trebuie să își asume că a ajutat la ducerea la Cotroceni a unui președinte care să respecte Constituția. Bun. Și Traian Băsescu spune că a jucat în limitele Constituției și faptul că este liber, nimeni nu l-a acuzat de nimic. E o diferență mare. A spus. Să vedem cum se va comporta Klaus Iohannis. Până acum, din punctul meu de vedere, eu cred că a păstrat acea echidistanță care să nu îl facă condamnabil așa cum îl condamnăm noi pe Traian Băsescu. Dacă ne-am uitat un pic în curtea celorlalți, credeți că o posibilă revenire a lui Traian Băsescu undeva în zona politică mai poate fi realizabilă? Am văzut interviul de la un post de televiziune, chiar dumnealui a spus că nu-și mai dorește nimic. Îl credem pe Traian Băsescu acum? Ascultați-mă. În politică, pun ghilimele, nu vreau să înțeleg greșit, trebuie să vii cu o poveste frumoasă pe care apoi trebuie să o pui în practică dacă vrei să ai credibilitate. Nu mai are ce să ne spună domnul Băsescu. E un om cu o experiență extraordinar de mare, care a trăit și știe foarte multe. Dar nu mai poate să vină cu ceva nou care să nască dorința. Emoții, de... Exact. Emoții naște la electorul acela, dar o dorință foarte mare de a-l vedea acolo sus să mai... A fost 10 ani de zile care să ne conducă. A fost 10 ani de zile, o spune chiar dumnealui. Să ne mutăm un pic și pe justiție. Dinspre PSD, senatorii PSD-ului s-au întâlnit recent cu ministrul justiției. Au avut multe reproșuri să facă, inclusiv faptul că se simte o presiune, o prigoană, o amenințare permanentă din partea instituțiilor statului care ar
face inclusiv abuzuri către zona politicului? Se simte acest lucru și în zona liberală? Faptul că justiția poate are oareși ce derapaje? PSD-ul acum își dorește în această perioadă să ne dovedească că totul e apă și un pământ. Adică ce guvern te-ai neutrat, ce guvern politic, toți sunt la fel. Așa, pe noi trebuie să ne alegeți că noi știm care este adevărul. Știți, ministrul economiei spunea la un moment dat ceva legat de întâlnirile lui cu Copos. Negociem orice, numai principii nu. Ne vom face bine când aceste principii se vor vedea, toți ne vom raporta la ele și publicul sau electoratul va ști să aleagă între cei care respectă principiile și cei care nu respectă principiile. Ori acum principiul de bază este neamestecul în problemele justiției, au CSM-ul, are cine să-i verifice, trebuie să avem un reper la care trebuie să ne raportăm toți. După judecător nu mai e nimic decât Dumnezeu. Trebuie să avem un reper. Dacă și pe ăla îl ducem în derizoriu, va fi auzit. Acest ultim palier înainte de Dumnezeu, domnul Petrache, a cam fost terfelit în ultima vreme, cel puțin de DNA. S-au săltat judecătorii pe bandă rulantă. Am văzut că nu își făceau treaba. Am văzut judecători care vindeau libertatea sau drepturile oamenilor pentru câteva mii de euro. Nu înseamnă că dacă niște oameni politici au probleme, o țară democratică poate să trăiască sau poate să existe fără o clasă politică. Sunt oameni foarte buni în toate partidele politice, cum sunt oameni care au probleme tot în toate partidele politice. Deosebire între partide ține de modul în care se manifestă ele ca entitate, cum se manifestă fiecare partid. Așa este și în justiție. Am înțeles. Și pe finalul interviului am păstrat zona aceasta a PNL-ului, a reformei în PNL, a omogenizării PNL-ului. Cum mai merg lucrurile pe acolo? Se mai simte încă diferența de viziune sau s-au omogenizat lucrurile între vechiul PDL și vechiul PNL? Mai sunt conflicte? Eu cred că aceste alegeri vor duce la fuziunea totală între PNL și PD, pentru că va exista obiectivul comun cel al câștigării alegerilor și atunci toată lumea, indiferent dacă au provenit din vechiul PNL sau din vechiul PDL, vor fi canalizați pe... Da, rezultatul n-ar putea fie să apropie, fie să despartă entitățile, dacă aici, iese prost. Și aici, acum nu vreau să... Știți că e ușor să dai sfaturi. Exact. Mai greu să le pui în practică. Dar și aici cred că poate am greșit. Probabil că trebuia să punem prima dată exact ce spuneam mai devreme, principiile sus, și cine se duce spre acele principii face parte din echipă, cine nu. Credeți că ideea asta cu o conducere bicefală poate să meargă la infinit sau până la urmă un partid trecut... mare are nevoie de un singur lider unic? A fost nevoie de o perioadă de tranziție. Închipuiți-vă campania electorală de la prezidențiale. Dacă noi atunci făceam conducere unică, deci nășteam tot felul de orgolii, nu mai aveam timp de campanie. Probabil că trebuia rezolvată până în alegerile astea. Așa am gândit atunci să facem alegerile în partid după alegerile parlamentare. A început un proces acum cu numirea de președinți interimari la nivelul filialelor județene. Să sperăm că e de bună lucru și că va fi bine. Vedeți că entitățile mici care s-au mai format pe dreapta, dau un singur exemplu, Partidul ALDE, pot coagula din electoratul clasic al liberalilor sau sunt pur și simplu sateliți care vor veni spre naveta mamă sau se vor dizolva? Uitați, v-am spus mai devreme că încrederea în clasa politică, asta care a fost până astăzi, a scăzut. Dacă partidele care se înființează au la bază același mod de lucru ca și partidele vechi, alea mici n-au nicio șansă. Nu văd de ce ar avea șansă un partid mic în fața unui partid mare construit în același fel. Cred că dacă apar partide noi care au la bază principii sănătoase pe care pot să și le dovedească, în timp alea vor avea de câștigat.
Credeți că vom avea și noi șansa ca într-un interval de timp să avem pur și simplu două partide mari, ca în Statele Unite, de exemplu, și să terminăm cu sateliții de genul ăsta? Sau noi suntem sortiți să avem tot timpul noi și noi entități care apar, se unifică, se despart? Îmi doresc să avem o viață politică sănătoasă, pentru că o viață politică sănătoasă înseamnă o viață economică sănătoasă, înseamnă o societate sănătoasă. Acum, m-am întrebat și de foarte multe ori, trebuie să facem societate sănătoasă prima dată? Eu cred că prima dată trebuie să avem niște partide sănătoase, pentru că ele conduc spre o societate sănătoasă și echilibrată. Mi-aș dori să fie așa. Domnule Petrache, vă doresc succes în realizarea acestor modele și multă baftă în anul care urmează. Vă mai așteptăm cu drag, de câte ori avem lucruri interesante de dezbătut. Vin cu drag la dumneavoastră.